Nu ne propunem să vă plictisim însă cu amănunte geologice. Vă vom dezvălui doar că gheața poate pune probleme turiștilor la coborâtul pe scările devenite alunecoase. Revenim la lumina zilei și suntem surprinși să realizăm ce cald era în fundul peșterii comparativ cu temperatura de afară. Coborâm la Ordâncușa, de unde pe același drum ne întoarcem la locul unde ne așteaptă mașinile. Este duminică după amiaza și lungul drum de întoarcere către Arad ne face să punem punct aventurilor din Munții Apuseni. Cel puțin deocamdată. Ne luăm rămas bun de la ghizii noștri și realizăm că deja totul devine o amintire. Dragi prieteni, două zile de vis în inima munților Apuseni. Ne-am plimbat cu sania trasă de cai, am fost la casa situată la cea mai mare altitudine în acești munți. Am vizitat locurile încărcate de istorie și de memoria lui Horea de la Albac. Am vizitat cheile Ordâncușei și peștera Poarta lui Ioanel. Am schiat noaptea. Ce urmează? Da, o nouă emisiune Tu ești cel mai tare, duminica viitoare la televiziunea Arad. Până atunci, toate cele bune. La revedere de aici, dintr-o peșteră fără nume.